Pentru PC-ul sau consola ta o poți face pe G2A, ai linkul în descriere și beneficiezi de o super reducere dacă folosești codul OVI. Ceva băieți și bine ați venit la primul episod din noua serie cu Alex Vânătorul, seria FIFA 18. Dacă ai ratat seria trecută, dacă nu s-a întâmplat atunci, o să ai linkul în descriere către playlist, o să ai ceva să te uiți acolo, să fie destul de multe ore, însă este o călătorie superbă pe care o continuăm astăzi. Nu uita să lași un like dacă îți place această serie și hai să începem. Hai să vedem ce se întâmplă. Nu intra să nu trebuie. Ok, hai să vedem ce se întâmplă. Ok. Mă simt emoționat, trebuie să recunosc. Așteptăm de foarte mult timp. Ia! Still working on that thing? Big deadline tomorrow. You get some of this done, yeah? You'll have finished in no time. Michael. Have I got news for you, sunshine? Jim, Catherine. Michael, you're just in time for breakfast. Grab yourself a coffee. Oh, don't mind if I do. Well, what's going on? You're taking a door for this, could have been better, eh? Well, it seems that some people think that a change of scene could bring out the best in you. So, what? Îl pun pe la transfer? Well, I've been having some very interesting chinwags with reps from some of Europe's top clubs. Bayern, PSG, Atletico. Oh, and I just got off the blow with a gent representing, wait for it, none other than... Real Madrid. Los Blancos. Shut up. Real Madrid? The very same. Seems like you made quite the impression in the US of A. Well, it's early days, but they'd like to talk about getting you on board before the transfer window shuts. Mama, Real Madrid is as big as it gets, Alex. Bigger stars, bigger games, bigger contracts. You're not having me on. Like, you know, these were my childhood idols growing up. Raul, Roberto Carlos, Zidane, come on. Looks nailed from what the agent was telling me. It's an honor, sure. But you're only 18, Alex. Acum cu vârsta, că e prea tânăr. But the pressure, you think about it, you're going to be down there on your own. And with their squad, you probably won't even be a starter. There's going to be lots of other chances in your career. Right now, this is a risky move. And your fans, they're not going to forget. Not for something like this. Nu cred că pleacă până la urmă. But this could be my one shot. Greu. Oi. Do not think like that. You are not Harold. Look, I know it's a lot to take in. But we got to move fast, otherwise they might consider moving elsewhere. Well, if it's got Michael's approval and it's what you really want, then... Ba da, pleacă la Real. What does your heart tell you? It's been my dream since I was a child, Mum. How can I say no? Okay, deal's gonna take a few days to iron out, but in the meantime, I need you to find an extra gear for the first few games of the season, yeah? Could whack a naught on the transfer fee. Da, frate, deci se duce la Real Madrid. Incredibil, mamă, ce tare începe, ce tare începe seria. Vestiarul, ia! Op, se uită că am urât băieții la el. Veni managerul. You want to grab yourself a bit of blood? I'm on a bench. Gaffer doesn't think you've got your head in the game with all this transfer business. Nu joacă titular. Frankly, I'm inclined to agree. Boss, my head's fine, trust me. Personally, I hope you stay, lad. Ok, nu știu să zic. Ba, Real Madrid că pleacă, play as a team, play as hunter. Noi jucăm de obicei ca as a team aici. Ok, jucăm as a team. Dar e iurea că nu-l bagă titular, știi? Ok.
Măcar la sfârșit să-l bage puțin. Advance, ok, ce s-a întâmplat? A, da. Uuu, îl fluieră tribuna! Mamă, ce-l fluieră! Here's your chance to win him back, lad. Wow! Forget that I'm not living like this. This is still my club. I'm not leaving like this. Așa, așa! The fans who used to cheer him are now booing him. Him being Alex Hunter, who's being sent on here. And it's not a great time to come on because his team are struggling in the game on the scoreline. They're already down to 10 men. And the crowd are now going to have their say about Alex Hunter and the Real Madrid rumours. Yeah, I mean, it was always going to happen, wasn't it? Wow, 3-0 pentru Manchester United! Frate, ce-i asta? Frumos! Hunter! Well, just when the fans seem to be giving up, Alex Hunter hasn't given up. He's got a goal and maybe got his team... Mai zi ceva! Mai zi ceva acum! Prima atingere! ...given them a glint of light in this match. A match that looked beyond them at one stage. Well, it's a well-taken goal. Trying to keep the shot down and he did enough, didn't he, to keep it down and get it in. O să fie greu să revenim oricum, da. He might tell us afterwards, but the end result is what matters. Just a reminder, 3-1 it is now, the scorer. Trying to switch on the... Ce este ții, frate, la ăștia? Mamă, mamă, cum joacă. O, m-a prins! Ce ratare! No, he's miscued that one. Miscued it badly. Conte. Bine, Hunter. Pasa-i bună! Aoleu, foarte bună! De ce mi-a scăzut? Nu trebuia să-mi scadă, frate, a fost pasa foarte bună. Acum și jocul, mă pune într-o situație aproape imposibilă, să revin eu de la 3-0, știi? Foarte puțin timp rămas. Bun! Bun! Mamă, ce mă fluieră, băieții! Mamă, ce mă fluieră, băieții! Mă fluieră... Nu, cum? Hai, frate, asta era pentru noi auto, nu pot să cred că a dat pentru ei. Nu e gol! Vai, ce ratare, puteam să intru în meci. 3-2, intram în meci, vai, ce ratare, am tras slab. Tras cu stângul. Tras slab, pericolos. Looking good this move. Neatly intercepted. Aoleu, ce m-au driblat acolo. Puuu, trebuia să-i fi intrat în meci acolo. 3-1, era superb. Na, n-avem opțiuni, n-avem opțiuni. Unde sunt opțiunile? Cesc Fabregas. That's good movement forward here. Frumos. Conte. There is some backup for him in this position. Fabregas. Ses! Off the bar. Back into play. Cât ghinion, frate. Mamă, intram în meci. Tot o zic pe asta cu intrat în meci, dar se aplică pentru... Bun, intercepție. Now this looks promising. E offside, oare? Uai, ce ratări! Am avut multe ocazii să intru în meci. Și ca bine, dar la finalizare e al doilea meci pe care îl joc totuși. Pasă peste, nu cred că avem forță aici. O, rămâne! Ah! Aoleu, Moz, Kante, ce face acolo sau cine? Kante! Wow, ce-a pierdut mingea, stupid rău de tot. Acum. Spilicueta. Pentru Hunter. Wow, ce tackling. Wow, ce tackling. Fabregas. Well, I think the crowd can claim an assist there, actually, can't they, after shouting for him to let fly?
Superb shooter, superb. 3-2. Still got a chance. Well, they have. It was a sloppy one to concede from the opposition's point of view, and they've given the other team now a real chance. Well, plenty of goals here today. 3-2. Cahill. Aye, man. Cut out by the defender. Attacking now. No. Lukaku. And shoots. Well, whistle's gone. It's a foul. It's a free kick in a... E l'obiettivo libero in questo campo, in questo campo è penalti, non rosso. Pericoloso. Ah, peste. Bene, bene, Courtois. Ah, voleo Courtois, non avevi treito la sadai. Ok, cred că am rămas. Da, a luat roșu. Am luat roșu. Still tough going for Chelsea, still trailing. But their side is so full of natural winners, they're unused to being in this position really. Yeah, those Chelsea fans going through the card in terms of their songs, trying to rally the players. Must score! Nu pot să cred câte ratări. Deci am prins atâtea șuturi pe stângul lui Hunter, foarte slab stângul. Trebuie să egalez. Au, Doamne, ce pasă. Cred că mai avem timp de un atac. Sper. Am fost periculoși de fiecare dată când am avansat. De fiecare dată am fost periculoși. Hai ses. Ah, nu, nu așa, sub nicio formă. A, pasa printre Hunter. Romelu Lukaku. They've lost the ball and the counter attack could be there. Oh, they're almost too quick for themselves, fell over their own feet and the counter attack just peters out. Oare cine? Oare cine? Super! Ce revenire! Ce revenire! Aie mă băieți! A, mai mergea încă unul! Ar fi fost fantastic, ar fi fost cu adevărat cea mai tare revenire! Haide mă băieți, nu putem să mai luăm minge acum. Da, se termină 3-3. Terminăm 3-3. Totuși, nu e rău deloc. Nu e rău deloc. Sunt curios ce să mai zic acum băieții la conferință de presă, la interviu. Team player, get one assist și get a result, win the match. Hai mă, pe bune, am intrat la 3-0, frate. Cât să faci, știi? Nu prea ai ce să faci mai mult. A, ne-am descurcat bine. 9.2 rating. Un început foarte, foarte, foarte bun. Se mai întâmplă ceva? And with just 15 hours to go until the transfer window slams shut, we are still awaiting word on whether Alex Hunter's sensation... All right, coming. There he is, Michael Taylor, super agent. What do I sign? You gotta come with me now. What? Wait, now! Stai ceva. Come on, move it! I knew I should have taken the back room. Alright, Michael. You're starting to freak me out. What is going on? We've been had. The agent, the one I've been dealing with, he's a complete fraud. Move it! Wait. Are you saying that Real never wanted me? Guy was one of those parasite middlemen, complete chancers. No. You know, the kind that manufactures deals between players and clubs? No, Real didn't know anything about it. Michael! Come on! Mama, do you want to tell me where we're going now? Trying to save your career.
Are you sure this is a risky move? What about this tour of the US? What does your heart tell you? Aici se termină partea din demo, dacă nu mă înșel, da. Cam atât vedem în partea demo a The Journey, Hunter Returns. Alex Bunător se întoarce. Atâtea întrebări. Atâtea întrebări. Deci, primul rând, acolo se pare că agentul cu care lucra agentul lui Hunter era cam un parazit care, de fapt, nu avea nicio ofertă de la Real Madrid. După aceea, nu știu, cred că am impresia că e și o problemă cu contractul lui la Chelsea acum. Foarte interesant de văzut ce se întâmplă. Oricum o să trebuiască, din păcate, să mai așteptăm ceva timp. Nu cred că atât de mult. Maxim o săptămână până apare early release-ul pe Xbox One. Dacă ți-a plăcut clipul, nu uita să lași un like. Hai să încercăm să ajungem la peste 3000. Ar fi absolut genial. Mersi că te-ai uitat. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!